あ <noise> A venit vremea, bun găsit! Săptămâna trecută s-a petrecut un fenomen natural foarte rar, o auroră boreală atât de intensă încât a putut fi văzută și la latitudini joase din emisfera nordică, unde în mod obișnuit nu este vizibilă. Inclusiv în România, unde o asemenea intensitate a unei aurore boreale nu a mai fost documentată vreodată. Pentru că era foarte proaspătă, abia ce se petrecuse noaptea dinaintea emisiunii, am vorbit prea puțin despre ea episodul trecut, astfel că episodul de astăzi îl dedicăm în întregime și nu doar aurorei boreale din noaptea de 10 spre 11 mai 2024, ci, ci tuturor aurorelor polare, aceste spectacole cerești de lumini fără egal de frumoase. Aflăm de ce se numesc aurora boreală și aurora australă, dacă există diferențe între ele, ce sunt, cum se formează, ce procese fizice și chimice determină culorile lor magice, care este legătura între ele și activitatea solară, de ce sunt vizibile atât de rar mai departe de poli, dacă sunt sau nu un fenomen exclusiv terestru. Multe, multe sunt de povestit despre aurorele polare și ni le va povesti pe toate, ca nimeni altul, domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică. Bun venit, domnule Român! era să vă salut! Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, astăzi a început Astrofest de aici, o să fugiți direct acolo să nu pierdeți de prea era început. mult. început. Astăzi este cea mai plină zi da. și ultima. Pentru început, să urmărim împreună materialul introductiv al temei de astăzi, apoi povestim pendele, așezați-vă confortabil, a venit vremea! Aurorele polare sunt un fenomen optic natural, perdele luminoase strălucitoare intens colorate în nuanțe hipnotice de galben, verde, albastru, roz sau purpuriu, rezultate în urma impactului dintre particulele de vânt solar și gazele din atmosfera terestră. Când apare în emisfera nordică, fenomenul este cunoscut sub numele de auroră boreală, termen menționat pentru prima oară de Galileo Galilei în anul 1619, cu referire la zeița romană a zorilor, Aurora, și zeul grec al vântului rece din nord, Boreas. În emisfera sudică, fenomenul poartă numele de auroră australă și a fost observat pentru prima oară abia în secolul XVIII de către navigatorul britanic James Cook. Numele de australă provine din latinescul australis, care înseamnă sudic, o referință directă la faptul că această auroră apare în emisfera sudică. În mod obișnuit, aurorele sunt văzute cel mai bine pe o rază de aproximativ 2500 de kilometri în jurul polilor magnetice ai Pământului. Aurora boreală în jurul polului nord, respectiv aurora australă în jurul polului sud. Luminile nordului, cum mai sunt numite aurorele boreale, pot fi văzute cel mai frecvent în țările cele mai nordice din emisfera nordică. Groenlanda, Canada, Alaska, Norvegia, Suedia, Islanda, Finlanda, Rusia, între lunile septembrie și martie, în nopțile senine. Rare ori, când activitatea solară și furtunile solare sunt deosebit de intense, aurorele polare se pot observa și în regiuni mai puțin obișnuite, mai apropiate de ecuator. Spre exemplu, în anul 1872, spectaculoasele lumini ale Nordului au fost vizibile și în Egipt, iar în 1909 în Singapore și Jakarta. În octombrie și noiembrie 2003, o auroră boreală a putut fi observată până în sudul Europei. Cu cât soarele este mai activ, cu atât este mai impresionant aurora boreală. Soarele are un ciclu de activitate care durează 11 ani. Conform NOAA, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite, ciclul solar actual a început în anul 2019 și se preconizează că vârful de activitate va fi atins la mijlocului 2024 iar cele mai intense furtuni geomagnetice lovesc pământul după această perioadă de maxim solar, astfel că recenta superfurtună solară începută în 8 mai 2024, care a generat o furtună geomagnetică extremă clasificată de NOAA cu gradul 5 din 5, cea mai puternică din ultimele două decenii, este abia începutul. Din fericire, centralele electrice, sateliții, navele spațiale aflate pe orbită, stația spațială internațională au trecut cu bine, fără incidente majore, prin această furtună rară, așa că singurul ei efect a fost superbă auroră boreală din noaptea de 10 spre 11 mai, atât de intensă încât a putut fi observată și la latitudini mai joase din emisfera nordică, unde în mod obișnuit nu este vizibilă, inclusiv în România. Potrivit Centrului American de Prognoză Meteospațială, pe măsură ce ciclul solar avansează, petele solare au tendința de a se forma mai aproape de ecuatorul Soarelui, ceea ce crește probabilitatea ca ejecțiile de plasmă solară să fie îndreptate direct către Pământ. Ne putem deci aștepta ca anul acesta să admirăm aurore boreale încă și mai spectaculoase decât cea din 11 mai. Particule de vânt solar, domnule român, așa am găsit în definiție, așa am trecut eu acolo în material, sună aproape poetic. Da. Științific însă, când spunem particule, ne gândim la materie. Despre ce materie da, vorbim e vorba când spunem particule de vânt solar? Proton, electron, particule încărcate electric atomul de hidrogen, știți, iese un proton în jurul care se învârte în electron. Nu știm, dar ne explicați noastră foarte da, frumos. Da, vă mai spun o dată. Așa. Ideea este că în timpul erupțiilor solare, când se aruncă masă solară în spațiu, avem de-a face cu aceste particule încărcate. Protoni sau electroni. Ele se deplasează de-a lungul liniilor de câmp magnetic terestru și din cauza asta ciognirile cu atmosfera superioară, se produc în zona polilor. Din cauza asta avem aurore polare la ecuator. De pildă, nu știu să fi fost vreodată văzută vreo auroră polară. Mai este de remarcat culoarea. Ați văzut, avem verde, roșu, de exemplu. Culoarea verde a, a aurorei polare este dată de interacțiunea particulelor de vânt solar cu oxigenul din ionosferă, de la altitudini de 90-95 de kilometri. E, e dincolo de atmosferă, e mai ionosferă, sus. zona în care nu mai avem de-a face cu molecule de oxigen, ci cu atomi de oxigen care sunt ionizați, adică au pierdut un electron. În urma acestei interacții rezultă o lumină verde tot atomii de oxigen sunt implicați atunci când avem aurorele de culoare roșie, cum au fost cele care, cea care a fost văzută de curând în România. Ea se produce la altitudini mult mai mari, 200-300 km, dar tot interacția între oxigen și acest vânt solar. Deci, de de trebuie a să fie mai aproape de la locul producerii. mai, mai sus, nu? Pentru că s-a petrecut mult mai sus. Mult mai sus. Pe asta vreau să zic că uh, culoarea verde o vedem cu cât suntem mai aproape de pol. Culoarea roșie o vedem pentru că uh, becul, lumina vine mai de sus. Spectacolul este uh, fascinant, și fenomenele acesta ce țin de. Uh, Activitatea soarelui sunt de-a dreptul impresionante. Vreau să subliniez un lucru. Faptul că se produce o erupție solară, că vântul solar lovește pământul, nu pune probleme activității vieții terestre. Pentru că noi suntem apărați de câmpul magnetic terestru. De fapt, în această perioadă s-a produs și o mică furtună geomagnetică care, iarăși, n-am simțit-o, n-ar fi probleme pentru noi dacă n-am avea tehnologie. Există totuși și efecte Există negative. efecte negative. Au trecut cu bine, se pare, prin această Se pare că am episode. scăpat cu bine. În 2008 s-a întâmplat un fenomen, o furtună geomagnetică însoțită bineînțeles, tot de aurore polare și, practic, estul Canadei și o bună parte a coastei estice a Statelor Unite a rămas fără curent electric. Pentru că a interacționat uh, câmpul magnetic cu vântul solar, și practic am avut niște variații puternice, locale ale câmpului magnetic, care au generat curenți induși. Și ca să vă spun, cea mai mare uh, furtună geomagnetică înregistrată vreodată pe Pământ, cunoscută de fapt, mai bine zis, de către oameni de știință. Din cele fost în 2000... că ori mai fi fost ele. Ori mai fi fost, păi, de trebuia să avem tehnologie, da, să zic. În 1859, abia apăruse telegraful cu fir. Și a fost atât de puternic furtuna geomagnetică, încât telegraful a început să lucreze fără să mai fie conectat la curent electric. Se inducea curent electric în sârmele telegrafului. Vă dați seama în ce se întâmplă un fenomen similar petrecându-se în circuitele sensibile ale telefonelor noastre sau ale satelicelor care asigură legăturile terestre. Din cauza asta există o monitorizare permanentă. Activității soarelui, pentru că trebuie luate măsuri de precauție. Au existat avertizări date clar înainte? Unele Există, nu există. Au fost este un site de space weather, de vreme spațială, în care apar anunțurile respective, cu avertizări, cu tot ce este necesar, atât pentru noi, amatori, cât și pentru profesioniști. Astronauții pe orbita terestră trebuie să ia măsuri atunci când bântul solar se îndreaptă spre Pământ, pentru că ei nu au protecție atmosferii. E adevărat, de sunt sub de, radiații. de radiații, deci sunt protejați de câmpul magnetic terestru, dar nu au o protecție la fel de mare cum suntem noi protejați aici pe. Pământ. Măsurile sunt relativ simple. Intră în camere protejate, protecția se poate face cu statul cu apă, practic rezervoarele de apă pentru viitoarele misiuni marțiene, vor înveli cumva locurile în care se vor adăpăsti astronauții. Vă referiți la viitoarele misiuni care vor avea și oameni obișnuiți la populația oameni la bord Marte. zburând către Marte. Mi-aduc aminte cu numai. mare plăcere când am avut o discuție cu domnul român și spuneam în scenariul în care, să zicem, vom călători cu toții spre Marte și ce nu în scenariu, vom călători, cu siguranță vom călători. Nu, deja sunt deci, și o importanți. problemă, de exemplu, Ele... la asemenea călătorie ar trebui luate măsuri suplimentare de da. precauție din pricina acestor explozii solare. Ele sunt cunoscute deja. Probabil că vor fi ales, va fi leasă o perioadă de călătorie astfel încât activitatea solară să fie în zona minima ei, pentru a reduce riscul. Aurora Boreale și cea australe sunt fenomen, sunt același fenomen, adică se care se petrece în același timp în, dar parte nume diferite sau se petrec în perioade diferite? În principiu depinde acum cum vine din cotro bate vântul solar iar vântul solar direcția din care vine depinde de locul în care a avut loc ejecția de masă coronală în principiu ar trebui să se producă simultan în ambele emisfere, dar în funcție de direcția în care, din care bat vântul solar, putem să avem mai degrabă în emisfera nordică sau mai degrabă în emisfera sudică. Ce alte asemănări și deosebiri ar fi între... Fenomenele sunt perfect identice. Inclusiv S culorile? Inclusiv culorile. Sunt aceleași fenomene fizice. Din păcate, eu n-am apucat să văd nicio auroră polară. În schimb, a văzut foarte multe filme și aș recomanda telespectatorilor noștri să urmărească un, pe YouTube, pe site-ul NASA, stația spațială internațională dând o gol pământului, noaptea, imagini din timpul nopții, veți vedea ce frumoase sunt orașele luminate, noaptea extraordinar, și din când în când apărând aurorele polare, care sunt de dreptul dacă locuim la oraș că spuneați că n-ați văzut, nici eu n-am văzut și în general poluarea luminoasă din marile orașe nu e tocmai nu trunește condițiile ideale de a vedea aurora, de a admira aurorele polare dacă locuim la oraș, ce trebuie să facem pentru a ne bucura de toată frumusețea acestui spectacol? Rând, că atunci când se întâmple, el, în primul rând trebuie să ieșim din oraș să căutăm uh... Să ne îndepărtăm cât mai mult de oraș și să căutăm o zonă cu cerșenin. Eu am un loc bun de văzut, n-am obstacole în fața, pe direcția nordică, de unde ar fi trebuit deci să... Deci trebuie trebui de... să privim spre nord, asta este în foarte cazul important, ăsta, pentru că da, au fost de... foarte mulți în noaptea de 10 spre 11 mai când efectiv rețelele de socializare erau asediate de fotografii care mai de care mai amuțitoare, mulți se plângeau că ei, ei n-au văzut, deși uh, se vorbea despre același da, da, oraș. Da, da, da. E deci, văzut trebuie spre nord și dintr-o zonă lipsită cât mai mult de poluare poluarea asta a, a orașului. În da. plus, am vorbit cu prieteni care n-au văzut aurora dar au îndreptat aparatul, au făcut poze la cer. Și a apărut aurora de aceea de, de culoare roșie pe aparat. Există diferență de sensibilitate a ochiului și a aparatului de fotografie. Foarte interesant. Oricum ne spunea domnul dr. Șonca, astronomul pe care l-am luat săptămâna trecută în direct la început, că era totul foarte proaspăt și... Şi... Nu se putea să nu vorbim despre asta un pic, ne spunea că nu sunt culorile chiar așa cum le vedem în fotografii, pentru că aparatul, asta fără a folosi oamenii în mod Fără a folosi filtre, filtre. Avem altă curbă de sensibilitate. Un aparat de fotografie poate să surprindă lungim de undă ale luminii, la care ochiul nostru este ori prea puțin sensibil, ori insensibil. Aurorele polare, domnule român, nu se petrec numai pe Pământ, așa -i? Ci și pe alte planete din sistemul da, nostru solar. Care ar Dacă fi... vorbim de aurore polare, se petrec pe orice planetă care are câmp uh, magnetic. pe uh, Jupiter și Saturn sunt dreptul spectaculoase. C care au câmpuri magnetice Extremele mai Extrem de intense și tot Adrian Șonca spunea, m-am uitat pe un alt post, spunea că aurorele terestre sunt joacă de copii pe lângă cele care ar putea fi văzute de viitorii călători spațiali pe Jupiter și pe Saturn. Marte are câmp magnetic extrem de scăzut. Și totuși... Și acolo se produc aurore, chiar se putea părea, abia în urmă cu câțiva ani. În -am 2004, dacă nu mă știu până curent. atunci că nu sunt posibile. Bineînțeles, au trebuit să fie observate ca tare, până atunci teoria, calculele Fizicilor arătau că nu se pot forma aurore boreale. Dar aurore apar și pe planete. Dar remarcați, n-am mai spus aurore polare. Aurore, fenomenul de colorare sub acțiunea, colorarea salturilor, superarea atmosferei, sub acțiunea vântului solar, se prezintă și pe planetele care n au câmp magnetic. De-aia le numim aurore pentru că ele apar pe întreaga suprafață a cerului. Adică, depinde unde, de unde bate vântul solar. Deci nu mai contează de latitudine. În timp ce pe Pământ și pe cele planetele cu câmp magnetic este o la latitudini mari, vedem mai des aceste fenomene la latitudini mici, mai rar sau deloc. E bine, pe Venus fenomenul se petrece pe toată suprafața. Venus având o planetă având o atmosferă extrem extrem de densă. În, cazul, în scenariul inversării polilor magnetici, că se vorbește despre asta destul de des, ai Pământului, aurorele polare ar mai exista sau ar mai arăta la fel? Uh, uh, probabil că în momentul în care scade câmpul magnetic, ce va întâmpla ca pe Marte? Vom avea aurore mai puțin, aurore polare mai puțin intense. În momentul în care câmpul magnetic ar fi zero, atunci s-ar întâmpla la fel ca pe Venus. Am avea aurorele pe toată suprafața planetei. Oricum, problema asta cu inversarea polilor magnetici e o problemă extrem de complicată, pentru că ea nu poate fi prevăzută. Efectiv, fenomenul are loc așa, pentru că se întâmplă. Au fost perioade în care polii magnetici ai Pământului s-a inversat relativ repede, la intervale de zeci de mii de ani, e bine, acum avem vreo 700 de mii de ani de când nu s a mai inversat polii magnetici. Oricum, din câte știu, nu este asociată nicio extincție a vieții Pătera, o... în urma, un, în urma, unei, unei în urma schimbării polilor magnetici ai Pământului. Inteligența artificială și observațiile astronomice este numele prezentării științifice pe care ați susținut-o ieri la Astrofest 2024, în Parcul Crângaș. Este un festival nu chiar la fel de vechi, dar oricum vechi și prestigios, ca și revista științe și tehnică. 10 ani, care ai, a 10-a ediție. A 10 -a ediție este aceasta. Nu avem timp acum să dezvoltăm un subiect atât de amplu precum legătura dintre inteligență. Artificiale și observațiile astronomice ar avea nevoie clar de o emisiune dedicată, dar aș vrea, aș vrea să vă întreb cum a fost publicul. Nu, a început de ieri festivalul. Este extraordinar, ca de obicei vin foarte mulți copii. E extraordinar de mulți copii și sunt extrem de activi. Totdeauna trebuie să modific prezentarea pentru că trebuie să mă adresez copiilor totuși, care sunt atât de văzi și atât de interesați. Nu e vorba numai despre faptul că stăm pe scenă și mai spunem spiciuri, ci există o sumedenie de ateliere. Avem atelier de robotică, atelier de inteligență artificială, o sumedenie de chestii de astrofotografie în toate domeniile și sunt o sumă de colaboratori. Și copiii se duc de la stand la stand, de la atelier la atelier și nu sunt ca la școală. Ei pot să se miște liber. Sunt atât Asta de fericiți și atât de entuziasmați încât pe mine mă emoționează. Nu pot să scapi de această e, e Cred că este cu mult mai greu să găsești limbajul potrivit pentru a înțelege copiii toate câte sunt de înțeles. Este adevărat. De știință, în general, dar mai ales este, despre cosmos. Este adevărat, dar și ei sunt extrem de curioși. Și în seara asta, cine poate să vină, îi invit. Dacă avem cer senin vor fi și observații astronomice. Sunt și de zi și de seara, De soara, Da, da, da. Depinde acum observațiile catare. Ca depinde de cum e cerul, dar, uh, oricum, uh, chiar dacă nu se pot face observații astronomice, uh, mergând din stand în stand, se pot descoperi multe, multe lucruri interesante. Și Expoziții sens, de astrofotografie, am exact. văzut, de tot felul. Inclusiv fel. poate să vină să cu noi, cu redacția revistei știință și tehnică. Noi abia așteptăm Și domnul să... Prunariu am văzut că are și Are și astăzi, desu, Fiecare a... an tradițional ține o... o o prezentare, tot da. Toți așa, cu privirea... Tot ce am vrea să fim, ca dânsul... Este student, singurul când... nostru cosmonaut. Deocamdată. Deocamdată, da. Sperăm să avem... Mergem acum la ANM? Nu mergem, mai stăm un pic. E cum, nu avem noi ce să discutăm, domnule român. <laughs> uh, vorbeați de călătoriile spre Marte, când va fi să se întâmple ele și toată legătura asta a, a, a furtunilor solare cu legă, legătura cu furtunile solare care atunci ar putea fi o problemă. Deci problema este radiația, nu e cantitatea mare de radiații care ar putea să facă rău potențialilor da. călători. Dar, așa există cum există în prezent uh, soluții pentru problema asta sau încă se lucrează? Există, la nu, nu, deci soluție plină. E simplă. Pereții navei spațiale vor fi căptușiți cu parafină, de exemplu, și cum spuneam mai devreme, rezervoarele de apă, apa pe care o beau astronauții, containere mai Vor fi speciale. vor înveli cabinele, zonele de adăpost împotriva furtunilor solare. Avem stabilită legătura cu doamna Oana Păduraru, meteorologul de serviciu de la ANM, care ne așteaptă cu prognoza pentru săptămâna ce vine. Bun găsit, doamna Poduraru, Se încălzește, parcă am, ziua, bine -am găsit. Cu așa un pic. Se încălzește? Da, într-adevăr se încălzește, aș putea spune chiar de astăzi, chiar dacă nu semnificativ în partea de sud a țării, dar oricum în regiunile vestice încă rămân în cele mai ridicate valori de temperatură și astăzi și în zilele următoare. Mâine va fi o încălzire mai considerabilă, astfel că în Banat și în Crișana putem să ajungem până la maximă, maxime în jurul la 28 de grade. Și în capitală mâine ne așteptăm la o temperatură maximă în jurul valorii de 25 de grade și chiar și în restul zonelor țării, valorile termice vor fi frecvent peste 20-22 de grade. În cursul nopților și temperaturile minime continuă să crească. Acestea se vor încadra în majoritatea regiunilor între 8 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul banatului, dar temperaturi ridicate noaptea vor fi și pe litoral și valori ușor mai scăzute, așa cum ne-am obișnuit deja în zonele de presionare. În cursul săptămânii viitoare ne așteptăm la o vreme caldă. În general vor mai fi desigur oscilații termice de la o zi la alta, dar valorile nu vor mai coborâ sub cele normale pentru perioada în care ne aflăm, pentru finalul lunii mai, să spunem așa, și chiar și începutul lunii iunie. Temperaturile vor ajunge să fie în limite normale. În mod obișnuit ar trebui să înregistrăm maxime cam între 19 și 26 de grade și temperaturi minime, desigur, pozitive în toate zonele, în general între 5 și 13 grade. Ne menținem la valori chiar ușor peste acestea, iar instabilitatea atmosferică va fi în creștere încă din cursul după amiezii al serii de mâine, în partea de sud-vest a teritoriului, apoi treptat în extindere, mai ales în jumătatea vestică și aici vor fi averse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, probabilitate destul de mare și pentru căderi de grindină, iar cantitățile de apă, mai ales în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, vor depăși în partea de sud-vest, zona Olteniei, sudul Banatului și chiar și prin vestul Munteniei, 20-25 de litri pe metru un grad ridicat de instabilitate atmosferică se va menține în jumătatea de vest a țării și pe parcursul săptămânii viitoare când ne mai așteptăm la astfel de manifestări și mai ferite de aceste uh, uh, manifestări de instabilitate vor fi regiunile estice și sud zona Moldovei, în special jumătatea sudică a Moldovei, zona Dobrogei și partea de est a Muntenii. Unde este instabilitatea accentuată vorbim și despre vânt intens? sau doar ploi ploi, ca de var, așa nu? Vorbim de ploi, de averse, care spuneam că vor avea și caracter torențial. În primul rând vorbim de ploi, dar vor fi și episoade cu intensificări de scurtă durată ale vântului. Nu este acel vânt care să fie constant cu intensificări doar pentru intervale scurte de timp, acel vânt rotațional cu care ne-am obișnuit deja pe parcursul sezonului cald, ca apare asociat averselor și descărcărilor electrice. Deci, ușor, ușor vine vara. Vă mulțumim mult, doamna Oana Păduraru. A fost uh, Oana Păduraru, meteorolog de serviciu la ANM. Mulțumesc, domnule Român, mai ales că v-ați rupt din tip, timpul de la Astrofest și ca să ne fiți alături. Uh, e întotdeauna o bucurie uh, și uh, ne îmbogățesc așa întâlnirile cu dumneavoastră și mintea și imaginația. Nu uitați dacă sunteți în București, nu ratați Astrofest, doamnelor și domnilor. Este a doua și ultima zi a festivalului și cea mai plină, cum spuneam. E un eveniment pentru întreaga familie. Observații astronomice, experimente de astrofizică, prezentări științifice, cele mai moderne și mai mari telescoape, echipamente militare, drone, tehnologii. Așadar, astăzi din Parcul Crângaș până la ora 22 le puteți găsi. Găsiți tot programul Astrofes 2024 pe pagina de Facebook Științe și Tehnică. Dacă sunteți interesați, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Mâine știți deja, puteți vedea reluarea episodului de astăzi de la aceeași oră 11.30. Și oricând dorit, găsiți toate episoadele la vremea pe canalul de YouTube Euronews România la secțiunea A venit vremea pe sâmbăta viitoare. Prețuiți fiecare zi viețile voastre și acasă pământ.